Deci vă vom prezenta un interviu cu prietenul nostru, sighetianul nostru, Poli Penzeș, un exemplu de absolvent al liceului Dragoș Vodă cu rezultate remarcabile în cercetare, care trăiește în Los Angeles, Statele Unite. Universitatea din Los Angeles? Da, deci orașul în care e un oreșel în jurul Los Angeles, lui Pasadena. Da. Și acolo e școala asta. Și cum se numește? California Institute of Technology. E una din primele 10 instituții tehnice din lume. Exact. Și a fost fondată de un tip care se numește Millikan, care de fapt a fost cel care a măsurat sarcina electronului în vreo 1905 sau 3, primește și el premiul Nobel pentru asta. Indiferent, deci până la urmă, de-a cursul anilor, ăștia au acumulat vreo 40 de oameni cu premiul Nobel și când eram eu acolo, vreo 5, erau activi încă. Și școala e relativ mică, adică 1000 de profesori și 2000 de studenți. Deci, ei se mândreau cu asta că procentajul lor de ăștia profesori cu Nobel sau că, în general, e foarte mare. Pe când auzi de alte școli care 30.000, 40.000 de oameni. Și acolo sunt 1.000 de profesori, da? Da. Sunt 40.000 de studenți. Deci e un pic mai deci de un profesor la doi studenți. Cam așa, exact. Și ai avut un tutor, așa cum se numește. Deci un profesor, cum e în sistemul din Anglia, la Cambridge, la Oxford, că ai un profesor la care poți să spui... Exact. Deci e un profesor care, așa se numește, e un advisor, știi? Deci ăla e un fel de supervisor sau ceva pentru tine. Tutore, așa se zice. Da. Deci sistemul decât în Anglia e un pic diferit, dar cam aceeași idee. Cine s-a fost? Deci mie era un tip francez, se numea Alain Martin. În ce domeniu? Deci el era în calculatoare și cumva poate și de asta așa. De fapt, s-a nimerit la întâmplare că el a fost în calculatoare. Așa, când mergi, ți se dă cineva. Da. Și întâmplarea a făcut că eu eram în calculatoare și el. Deci... Exact. Și până la urmă, el a fost profesorul cu care am lucrat pentru doctorat. Și a fost și un părinte din punct de vedere social și un profesor din punct de vedere profesional. Exact. Ții legătura cu el? Da, da, da. Deci locuiește la oră de noi, așa că din când în când ne vedem. Fie el vine la noi, fie... Pe soția acolo a cunoscut-o? Da, deci soția, lângă facultatea mea, era o altă facultate. Și ea era la facultatea aia și niște prieteni comuni. Tot în domeniul de calculator? Nu, ea este în domeniul contabilității, deci... Financiar? Da. Contabil, da. Exact. Și ai rămas în cercetare, ai făcut doctoratul, 5 ani, cu o lucrare tot în domeniul de... Deci... Ca să zic, de electronică, de... baterii, de surse de energie, de... Da, deci circuite integrate și cum sunt astea, cum le poți face să optimiza mai puțină energie. Pentru că, până la urmă, asta e esențial în competiția asta între multe firme astăzi, știi, la telefoane și la multe altele. Deci bugetul de cercetare și foarte mare, de altfel. Deci bugetul de cercetare, în general, e destul de mare, dar și cum să spun, plătește pentru sine însăși, pentru că firmele, fără să pună cercetare, nu pot să scoată produse care să fie... Produsul vostru, care să zic așa, din punct de vedere conceptual, a gândit, în echipă bănuiesc, unde se regăsește? Deci, chipurile astea care firma le face în sine sunt în camera aia de luat vedere, în televizor. Sigur. Fie în marca asta, fie în cealaltă, dar da, asta în e... În general, da. Da, deci ceea ce se numește consumer electronic, adică tot ce sunt electronice de consum larg. Și în interiorul ăstora, relatat la telecomunicații, deci în particular, de exemplu, la fel, laptopuri au nevoie de așa ceva și o să observ cu tehnologia, ideea e că ei încearcă să unifice toate lucrurile să fie conectate foarte ușor, de genul că ai telefonul la tine și nu mai duci tu un calculator mare, ci poate aici e un televizor, te conectezi cu el fără fir și tu deja proiectezi ceea ce vrei tu de pe telefonul tău, zic, uite, hai să-ți arăt niște poze,
mai arăt camera de luat vedere așa, ci proiectez pe monitorul ăla și așa mai departe. Deci, asta e ideea. Sau vrei să te uiți la un film. La fel, îl downloadez, fără fir, rapid și te uiți. Tehnologia wireless. Exact. Și ai ales, după ce ai terminat doctoratul, să rămâi în cadrul universității, ți s-a oferit posibilitatea, sau la firmă? Eu am mers să lucrez pentru o firmă care era pornită de un profesor de la universitatea noastră. Și acolo am lucrat 3 ani, după care am mers la o firmă mai mare, unde sunt senior principal scientist. Deci asta înseamnă... Cercetător principal. Cercetător științific principal. Da. Deci e cea mai înaltă treaptă din cercetarea științifică. Deci șeful nostru e ce se numește Chief Technical Officer. Adică ăla e capul de tot capii. Da. Și deci firma are vreo 6-7, de fapt acum cred că vreo 8.000 de angajați. Și în interiorul ăstora există un grup care încearcă să, deci care face cercetarea aplicată și aplicată în felul următor. Deci noi facem produse până la urmă, dar grupul nostru încearcă să optimizeze metoda de a face aceste produse. Adică îți dai seama că există mulți pași până faci ceva și produsul final tu vrei să fie și să aibă mărime mică, să coste puțin, să consume mai puțin energie și așa mai departe. Și atunci noi încercăm să analizăm acești pași și să o facem cât mai aerodinamic. Voi nu lucrați doar strict pe meserie, cum s-ar spune, ci trebuie să țineți cont și de aspect economic, exact. Și de organizare, de... Deci devine partea meseriei, până la urmă, știi? Adică... Da. De organizarea de, așa, în ghilimele, a producției, a cum merg lucrurile. Exact, exact. Deci un fel de supervisor și unde întâlnești un fel de manager de calitate. Șef de calitate, să îmbunătățiți... Într-un fel, da. Și produsul, și tehnologia, și pașii, și... Exact, exact. Și produsul final, dar și alți parametri, ca și costul, sau cât de repede poți să faci ceva. Câți români lucrează în firmă? Eu cunosc 2 români încă. Dar la firmă există alte firme, în special în programare, unde mai mult există mai mulți români, dar cumva în ingineria de a proiecta chipuri, cumva mai puțin români sau... Da, deci s-au dus mai mult în partea strict informatică. Exact, în programare acolo mult mai mult am auzat. Firma în Silicon Valley? Deci firma are și reprezentanță în Silicon Valley și în toată lumea, de fapt. Dar așa numit headquarter-ul, adică centru, e lângă orașul unde locuiesc, se numește Irvine, unde au headquarters, pentru că șeful care îl făcuse locuiește acolo. Da, da, da. Și te-ai integrat, îți place ce faci? Da, deci... Mersul drag la muncă. Exact, deci poate de un fiecare zi, dar asta e un lucru interesant, că grupul ăsta în particular e ceea ce facem, nu e o treabă repetitivă, știi? Pentru că în orice lucru, asta e o problemă, că după vreme faci același lucru. Aveți termene și presiunea timpului pe voi ca să terminați proiecte și așa mai departe? Termene există, adică până la urmă, asta e că dacă doar faci ceva și o tot lungești, n-are sens. Dar există termene, dar nu cea... Onorabile, adică... Da. Se poate face. Și unde vreți să ajungeți, după părerea ta? Unde va ajunge lumea asta tehnologiei și viteza cu care se mișcă? Cum ai stimulat? Cum vezi lumea peste 20 de ani? Că va fi influențată de cercetările voastre și... Deci, un lucru interesant, dacă te uiți, știi, să zicem, cu tehnologia, e că e foarte... Care-i termenul bun? Ți se bagă în față. Adică te uiți, să zicem, la SIGET. Ai zice că, măi, voi, drumurile sunt cum sunt, sau nu știu ce, blocurile arată cum arată, dar toată lumea are telefon celular. Păi, un telefon celular, de fapt, e o chestie foarte complexă. Cineva a făcut o comparație că ceea ce a construit omenirea, de fapt, cele două lucruri mai complexe e un vapor care duce alte avioane, nu știu care... Portavion. Portavion, pentru că complex
posibilitatea ca știi, unul vine, altul pleacă și toate... Pe o punte, pe o suprafață... Exact, și comunicația între ele și așa mai departe, și că e optimizarea... de fapt un mic oraș plutitor și un telefon celular. Astea sunt cele mai complexe lucruri pe care omenirea le-a făcut. Vedem noi piramide și un alt. Alea sunt mari, dar nu e foarte complex, adică dacă pui... Nu, e foarte multă inteligență... Nu zic că nu este, dar da. Știi, dar pe e când... foarte multă știință. Exact. Pe când în chestiile astea foarte, foarte mult e concentrat într-o... Știință și descoperiri și multe, multe în spate care țin exact. Ca să ajungă la... Exact. Și ceea ce e cel mai interesant e că ajunge la fiecare om. Și asta e o chestie... Cu foarte, impact foarte mare. Cu impact foarte mare. Asta e cuvântul potrivit. Cât am, după ce am terminat facultatea, dar înainte de a începe doctoratul, am lucrat pentru 3 luni la Microsoft, ceea ce se numește acolo internship, adică un fel de exercițiu, dar ei, ceea ce ei încercau să facă, e ca să ingineri care ei credeau că sunt mai potriviți pentru ei, cumva să-i atragă, chiar dacă tu nu... Filozofia firme, exact. Să inițieze în companie, în ce doresc ei. Exact. Deci chiar dacă tu încă le-ai zis clar că o să merg să-mi fac doctoratul, ei vreau să... Să intre în contact, intre să în contact. Un exact. Mod de gândire, exact. Să... A, așa. Exact. Și acolo, de fapt, m-am întâlnit și cu Bill Gates. Deci ăștia erau vreo 200 de studenți veniți așa pentru summer internship. Și 200 la o firmă de vreo 20-30 de mii cât era atunci, înseamnă relativ puțin. Deci era o grupă așa mai... Da. O elită care o să le un pic mai așa, exact. Și atunci, una dintre protocolurile lor era că ne-am invitat la casa lui Bill Gates la un barbecue. Și el, ca un... am fost de fapt surprins. Mergi cu mașina în fața casei, nicio securitate, nimic, intri ca în casa oricui. Nu știu dacă era ceva ascuns, că eu n-am văzut, dar nu că bodyguard și nu știu ce. Intri, deci simplu. Foarte simplu, surprinzător de simplu. Și intri în grădina lui și acolo erau masele puse afară, era vară. Și stai jos, la barbecue. Deci a fost un party. Exact. O exact. Petrecere. Da, și el, ca tot omul, vine, se pune la masă, întreb lucruri, asta e un lucru foarte interesant, ceea ce eu, venind din România, n-am sesizat. Când cineva are aici bani, îți arată. Nu există să nu-ți arate. Adică, chiar dacă nu are bani, îți arată, dar dacă are apoi, sigur că îți arată și mai așa. Acolo, oameni atât de bogați, nu există lume cu care am stat la masă, și n-ai fi putut să zici că, bun, decent îmbrăcat, nu... Da. Dar băi, cât aveau ăștia în spate, în bancă sau în... E nemaipomenit. Deci asta e un lucru interesant, că banii nu i-au schimbat personalitatea. Și nu i-au dezumanizat. Exact. Nu i-au făcut staruri. Exact, exact. Da. Deci asta a fost o chestie interesantă. Și nu tot n-ai încercat să... Te-ar fi fascinat Microsoft-ul să rămâi la ei. Ai avut posibilitatea. Posibilitatea exista, dar ce s-a întâmplat când o firmă e la 20.000 de oameni, cât poți tu să influențezi, e deja limitat. Adică ei erau un tren plecat deja. Adică în sensul că era deja o firmă foarte mare și foarte... Deci ai ales practic o provocare mai bine, mai mic, mai puțin, dar cu perspectivă, să ai o contribuție care să se vadă mult mai simplu. Da, și eu personal am vrut să fac doctorat, adică e un fel de ambiție personală, știi? Deci, îți măsori realizările în ce vrei. Unul, cât de mult a făcut pe domeniul ăsta, altul cât de mult a construit, altul cât de puțin a lucrat, orice. Mie, pentru mine, să am un doctorat a fost o chestie, una dintre astea. Poți să zici că ți-a fost folositor? E folositor, pentru că ceea ce se întâmplă e că dacă ai un doctorat deja încep că la un pas mai înalt și curba de creștere, în general, e mai mare. De curiozitate, nu te-ai gândit să intri să predai, să intri ca și profesor? Deci cât eram în universitate, cum am spus, am fost asistent. Și atunci, uneori, am și predat cursurile. E și asta o vocație, adică trebuie să ai un fel de chemare pentru asta, deci... Ți-a plăcut cu alte cuvinte? Da și nu. Nu cred că mi-a plăcut atât de mult ca să rămân în academie, așa să spun. Știi, deci, sistemul e...
Deci tot sistemul academic poți să-l faci în mai multe feluri, dar în felul făcut bine e că tu ceri bani de la guvern, da, ca să-ți faci cercetarea. Și acum ce se întâmplă e că din cauza guvernul... Fratele tău a ales această cale. Exact, ceva, exact. Deci, lucru pozitiv e că atâta timp cât ai bani, faci ce vrei. Numai că tu trebuie să ceri banii ăștia de la guvern. Și sau alte și... organizații care exact sunt interesate. Când se întâmplă o criză, de unde se taie prima oară? Păi din cercetare. Pentru că nimeni nu-ți dă în cap. Îți dă în cap peste 20 de ani, dar nu astăzi. Deci, frate, tu astăzi, de exemplu, sub presiunea acestei... Deci există perioade când există presiune pentru a primi acești bani. Acum, presiunea există mai mult când începe. După ce ești cunoscut. Cunoscut și ai foarte multe publicații și așa mai departe, devine mai ușor. Dar atunci ai ridicat problema mai sus. Acum nu-ți mai ajunge să ai 10 oameni, vrei 100 de oameni. Deci, da, nivelul și... Deci tot timpul ai un fel de luptă. În schimb, partea pozitivă e că faci ce vrei. A, și cu rezultate, care ce gândești, încerci să prezinți și sigur lumii te, și să, da, te lupți palier. Pe partea cealaltă, deci în domeniul în care lucrez eu, așa zis, în industrie, noi, deci eu fac brevete. Deci asta e partea, ceea ce lucrez eu, e că invențiile pe care le fac, dacă aș fi fost într-o universitate, le-aș fi publicat. Scriu un articol, ceea ce am făcut când am fost în doctorat. Aici, când ai o invenție, o brevetezi, pentru că firma... Să aibă un profit și să poată să vândă... Acest lucru brevetat, adică dacă cineva dorește să implementeze sau să implementeze, atunci să fie treaba lor. Exact, dar până la urmă, ideile bune nu se duc degeaba, ci sunt prinse. La sistem bine pus la punct, înțelegi? Bun, deci sistemul de patentare, există avocați care fac asta, deci... Ai patent, ai. De asta vreau să spun, deci cât am fost la firma asta, eu făcusem până acum 10 invenții. Și oricine care se uită pe Google sau unde, după numele meu, astea apar. Deci asta vreau să spun că sunt în domeniul public, cel puțin descrierea lor, pentru că sunt deja la oficiul de mărci. Oficiul de mărci al Americii, știi? Da. Deci asta e deja prins acolo. Da. Și, ești mulțumit ca și număr de brevete, 10, la vârsta ta când ai terminat. Eu zic că... Ești cunoscut în mediul de specialitate care l-ai abordat. La un anumit nivel, da. Deci în interiorul firmei, care, cum spuneam, vreo 8.000 de oameni, acolo e clar în anumite domenii la cine vin ei, pentru că deci acolo mi-am făcut un nume, așa să spun. Da, ai întâlnit, cum se zice, hedge hunter, adică vânător de capete. Ai fost ofertat și de firme concurente. Da, nu pot să spui asta. Deci, de obicei, ce se întâmplă aceste că... creiere sunt căutate, în general. Ai observat... Da. Ce lipsește României, după părerea? Multe lucruri lipsesc, da. Ce lipsește? Care cred că e problema cea mai... care... Nu știu. Ce vezi că nu-i bine? Da, deci... S-a complicat problema foarte complexă, aș zice. Adică, probabil, faptul că aici nu exista proprietate privată și prin faptul ăsta că nu puteau... Deci, până la urmă, trebuie să acumulezi bogăție, într-un sens, ca să faci lucruri. Știi? Adică, timp. Exact. Și până la urmă, statul... Deci, dacă oamenii sunt bogați, statul e bogat. Dacă statul e bogat, ai drumuri bune, ai infrastructură bună, ai spitale bune și așa mai departe. Dar asta nu se poate face de pe o zi pe alta. Adică, până la urmă, te uiți în, nu știu, Germania, Austria, oriunde. Da, au avut ea războaie mondiale, dar, păi, de mii de ani, ăștia au construit, pentru că când au murit bunicul sau bunica, au rămas ceva de la ei.